Salut! Mă numesc Răzvan Tulai, consultant F64 și am alături de mine pe Dian. Astăzi vom prezenta, în cadrul acestui test, cum se folosesc blitzurile în condiții de lumină slabă, dar și pentru iluminarea întregului cadru. Acest tas din mâneca fotografului, blitzul, ne va ajuta în această situație pentru iluminarea subiectului, dar și a întregului cadru. În testul de azi vom folosi două blitzuri, două stative, trigger radio de la Pixel, mai exact King, un aparat foto, blendă, umbrelă și softbox. După cum puteți observa, avem condiții foarte slabe de iluminat, dar cu ajutorul acestor echipamente vom reuși să facem un cadru perfect luminat. Vom realiza imagini diferite, cu scheme de iluminare diferite, în care vom folosi blitzuri stânga-dreapta, față-spate sau cu un singur blitz vom lumina mai multe părți ale cadrului. În primul setup vom folosi un blitz în stânga și unul în dreapta. Asta ne va ajuta pentru a avea o lumină uniformă pe fața subiectului. În setup-ul următor vom folosi tot două blitzuri, însă de această dată o să fie un singur blitz în față, iar cel de-al doilea blitz îl vom folosi pentru contur. În acest moment suntem norocoși pentru că a început și o ploaie și ne vom folosi și de picături pentru a face un cadru puțin mai interesant. În cadrul următor vom folosi un trepied și un singur flash pe care îl vom muta în diferite poziții pentru a lumina atât subiectul cât și întregul fundat. Vom folosi o expunere cât mai lungă, până la aproximativ 5 minute, pentru a ne permite mișcarea blitzului și la final ar trebui să avem un cadru perfect clar și cu subiectul nemișcat. Vă mulțumim că ați urmărit acest clip și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Numai așa veți fi în contact cu ultimile informații.